Aș vrea să urc pe niște dealuri. Bun, să mergem. M-au simțit câinii. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod. Mă aflu la ieșirea din municipiul Roman, către Vaslui. Și îmi propun pentru astăzi o vizită în comunele Gâdinți și Sagna. Astfel că nu voi merge mult, însă aș vrea să urc pe niște dealuri. Primul ar fi cel de acolo. Bun, să mergem. Iată siretul. Comuna Gâdinți. Voi face dreapta aici la semafor. Iată ce frumos este luciul de apă, siretul. Și am părăsit asfaltul. Încep să urc. Terenul încă nu este complet uscat, dar traseul este ciclabil. Acolo aș vrea să ajung, în vârf. Am trecut printr-o porțiune mai umedă și uitați ce am pe roata din față. Cât de verde este totul, parcă aș merge pe o mochetă uriașă. Sper că nu vă supărați pe mine pentru că voi face un pic de push bike. Nu am mai putut rămâne pe bicicletă. Wow! E prima dată când vin pe acest deal. Îmi place. E foarte tehnic. E plin de provocări. Acolo trebuie să ajung. Ce spuneți? Voi reuși? Mai fac un pic de push bike. Trebuie să ajung în vârf. Mai am un pic. Și... Wow! Wow! Am reușit! Și iată cum se vede de aici, prieteni! Absolut minunat! Acolo, în plan îndepărtat, este Romanul. Iar în cel apropiat, este comuna Gâdinți. După cum spuneam mai devreme, este prima dată când vin pe acest deal.
Cred că voi coborâ pe aici. Iată o urmă. Nu știu unde duce, dar o să o încerc. Bun, să mergem. Wow! Oh, prea abrupt acolo. Am reușit. De acum mă voi îndrepta către Sagna. Mai am un deal și acolo. Acest drum mai este numit și Transgâdinți. Este lesne de înțeles de ce. Am început o mică urcare. Am ieșit din comuna Gâdinți. Haideți să vă arăt un pic cum se vede și de aici. Iată Siretul. Încolo e Roman. Iar acela este Transgâdințul. Bun, acum urmează o coborâre în viteză. Înflorește rapița. Iată și Transgâdințul. Pe acolo am coborât. Și am ajuns în Sagna. Acela este dealul pe care vreau să ajung. O voi lua înainte. Acolo sus este biserica Sfântul Nicolae. Voi începe să urc pe acest drum. Iată biserica.
O, da. Ce urcare. Wow. Acolo este o stână și o să-mi caut un drum să ocolesc. Nu vreau să deranjez. M-au simțit câinii. Nu? Nu vă fac nimic, mă plimb doar. Nu vă fac nimic. Nu mă lăsați să continui, așa e? Pleacă. Pleacă. Pleacă și tu. Pleacă. Pleacă. S-au liniștit cățeii și vreau să ajung până în vârf, să vă arăt cum se vede de sus. Aici un pic de puș. Și am ajuns. Iată, prieteni. Încolo este localitatea Giudeni. Iar acolo, în plan îndepărtat, este Romanul. Și undeva acolo este dealul de la Gâdinți, pe unde am fost. Ia să dau un zoom până acolo. Iată, acolo am fost. Zoom maxim 260x. Și ce bună este pauza asta de hidratare. După ce era să fiu linșat de acei căței, își făceau doar datoria. Bun, să mergem. La revedere, doamnelor.
căței îmi urează drum bun. Am ajuns în sat și mă voi întoarce spre Roman. Voi face stânga spre Gâdinți. În dreapta este podul prăbușit de la Loțca. Ce rapiță frumoasă! Haideți să o vedeți mai bine. Și încep urcarea pe Transgâdinți. Ultimul push din acest episod. Promit. Și am revenit în Gâdinți. De acum am un pic de coborâre. Super! Ce pot să spun? Îmi plac coborârile. Am ieșit din Gâdinți. Voi merge un pic pe aici, până la Siret, ca să-mi fac încheierea. Ce spuneți de asta? Iată ce frumos! Bun, dragilor! Plimbarea mea s-a terminat. Mă întorc către Roman. Eu vă las, iar până data viitoare, vă salut și vă urez numai bine.